Wow, este și zăpadă, dacă nu știu dacă se vede. Fraților, suntem în paradis. Imaginează-ți cum arată aici când dormi, cum se aude marea. Cât costă și cum arată o cameră de hotel din Paralia Caterina? Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt în căutarea interesantului. Un lucru interesant înainte să începem, trebuie să spun că de fiecare dată când vii Paralia Caterina și vrei să scurtezi drumul, printre hoteluri sunt fel de fel de străduțe care te trec de pe o parte pe alta, ca aceasta. Și am ajuns la biserică. Fraților, m-am trezit de dimineață, mă duc să-mi beau cafeaua și apoi vizităm cel mai interesant hotel din Paralia Caterina. Imediat după biserică, exact al doilea hotel, lângă magazinul La Strada. Acesta este cel mai nou și cel mai frumos hotel care s-a deschis în Paralia Caterina, după părerea mea. Boutique Hotel Beach Paralia Caterina, al doilea hotel după biserică. Wow, booking, fii atent aici, deci ăsta este pe 2020, acum 2 ani, oamenii au avut 9,6. Bine, calo, e bine, 9,6, super tare. Pame mesa. Deci Ari o să ne prezinte aici. Aveți și scaun din ăsta de pentru oameni cu probleme. Wow, am intrat în prima cameră. Cum intri? Salutare, dragilor. Deci astăzi suntem în cel mai interesant și mai important hotel din Paralia Caterina. Boutique Hotel. Suntem în baie. L-avem pe Ari aici lângă noi. Imediat după baie te așteaptă un living. Wow. Derma ola orea. Mamă. Mobilă din lemn masiv. Wow. Mamă, ce tare e. Și aici joci șac și aici joci table. Fii atent, frate, ce șmechere. Deci, dita mai living-ul. Entertainment living, Ari. Și ăsta este frigiderul. Fac. Asorte. Și primești și cafea. Asta e pentru ospitalitatea grecească. Foarte tare. Aici doarme liniștit un copil, zice Ari. Canapeaua asta se deschide, este foarte interesant. Și acum ajungem în cameră. Mamă, paralel. Aici avem două halate și papuși de baie, prosoape mici sau mari, un televizor, aer condiționat, bineînțeles. Dragii mei, după cum vedeți, suntem în dormitorul acestei minunate camere, a celui mai important hotel din Paralia Caterina. Aveți aici tot ce vă trebuie, puteți veni 4 persoane, adică o familie cu 2 copii mici. Și ce face interesantă camera aceasta este, bineînțeles, balconul. Wow, și acum ajungem la piesa cea mai interesantă acestui balcon. Wow, Ari, here it's paradise. După cum vedeți, aveți priveliște pe plajă. Wow, ia uite ce ai aici, frate. Și acolo suntem noi, deci ești exact în fața bisericii. Aici este biserica și centru cu podul. Acrivos platia, e ții? Vlepu mecheton olimpo echi, comati aptovuno. Se vede și muntele Olimp. Și mai interesant decât priveliștea mării este acest jacuzzi, Ari. Pudulevi canonica, liturghii nor. Wow! Deci, fraților, veniți aici, ai priveliștea aceasta la mare, ai și două șezlonguri și chiar și un jacuzzi. Interesant, nu? Așadar, Paralia are de toate. Ajungem din nou în recepție, avem și un lift aici în partea dreaptă, deci dacă vrei să mergi cu liftul, ai și scaunelul acela pentru oameni cu probleme și urcăm scările și mergem să vedem priveliștea de la etajul următor. Mamă, am ajuns la etajul cu numărul 3. Vedeți, este albastru? Roșu, am venit. Ok, și acum ajungem în camera cea mai interesantă. Exact ca și în celelalte, lemn masiv. Vedeți, lemn. Lemn. Și am venit aici pentru priveliștea de pe balcon, bineînțeles. Wow! Deși balconul acesta
este un pic mai mare și nu are jacuzzi, în schimb are priveliște aceasta. Wow! Și jos acolo eram noi, da? Wow, fii atent aici ce ai, frate. Și două șezlonguri și o canapea, bineînțeles. Paradise. Ari, paradise. Fraților, am ajuns împreună cu Ari la ultimul etaj al acestui hotel. Suntem deasupra paraliei Caterinii, după cum vezi. Camera aceasta, deși nu are jacuzzi, mi se pare mult mai interesantă, mai ales pentru cuplu. Sper că ești încă aici și că ți-am stârnit curiozitatea să vezi cum arată cea mai interesantă și cea mai frumoasă cameră din paralia Caterinii. Astăzi am fost cu Ari, el îl găsiți aici tot timpul, a fost să vrune dos sinechea, ne-a tu zvoitisis, că tora itimes. Acum vorbim de lucrul cel mai interesant pentru care am venit aici. Prețurile. Tora, fiți este gneborina, dar doșume, €100 Plus că o cameră din aceasta începe de la 70 la 90 de euro în full sezon. Nu uita că ai mic dejun, parcare gratis, cameră pentru familie cu 2 copii, jacuzzi și priveliște la mare. Așadar, fraților, paralia Caterinii vă așteaptă. Conținutul acestui videoclip este gratuit. Timpul, echipamentul și deplasările le susținem noi. Tu ne poți susține cu un like și un subscribe. Este gratuit. Vă mulțumesc!